Mă tot gândesc așa că, na, doamna Udrea a cerut multă hârtie, multe pixuri la DNA acolo. Cine o fi înșelat primul în relația asta, domn? Adică a fost Elena, o fi fost Traian și până la urmă e o întrebare bună asta. De ce înșelăm, domne? Mai ales ăștia care au de toate. De ce înșeală oamenii? Vax populi. Una o fac din prostie, alta o fac din prea bun trai. Din prostie ce înseamnă? Ce vreți să spuneți? Din prostie nu își dă seama ce faci. Aia, se trezește în pat la o altă femeie? Nu se trezește, o vede pe aia care are fusta mai scurtă sau mai știu ce, că asta e tineretul în ziua de astăzi. Și se duce? Și se duce și după aia ajunge la tribunal sau la primărie cum e cu divorț. Și ați mai spus din traiul prea bun, asta cum? Din traiul prea bun. Trăiește prea bine acasă și începe și o iarăzna așa la așa. Pentru că bărbații e bețivi, una, și al doilea nu știe să poarte cu ea, eu așa zic după mine. Haideți să o luăm pe rând, bețivi beau și acasă și să scum. De ce spuneți asta? Zic eu așa. Sunt bețivi și ce fac? Nu e, adică nu e oameni serioși, cum să zic, să se poarte cu femeia așa frumos. Cum se poartă doamna cu femeia? Păi, nu s-o jure, s-o bată, e la noi să bate mâierli. Nu cred că bărbații înșeală nevestele, din cauza că... Sau dacă înșeală nevestele, lipsa lor de încredere în bărbați sau... Asta vreau să vă întreb, da. Că vă, vă pricepeți un pic. De ce credeți că le înșeală sau nu le înșeală? Cum spuneți dumneavoastră? Păi nu e, de exemplu, cum să spun, apropiete de bărbați din cauza că le neglijează, le, mă rog, lipsa lor de comunicare între ei... Deci spuneți că și femeile sunt vinovate dacă sunt înșelate? Da, și ele. Și ele, da, și ele au vina lor. Din cauza băuturii, poate din cauza cine știe ce. Băutura, îi spuneți că e o cauză? Păi s-ar putea să fie și băutura cauză. Adică bei și uiți de... Și nu mai știu de ce faci. Aia faci. Am înțeles. Și femeile înșeală din ce și noi? Ai, nu. L-ați înșelat de multe ori sau odată? A, o greșeală, ora. Știe de ea? Nu știu. La noi în comună nu e așa. Aceea, nu, n-am auzit de... Hai, lăsați-mă, n-ați auzit de înșelat în comună? Nu, de înșelat, de... Dar haideți să vorbim în general, dacă puteți, că aveți o vârstă. De ce credeți că le înșeală? Pe femei? Da. De ce Dumnezeu să le înșele? Că nu... Poate așa, cu un... să iau un ban de acasă, să bea o bere sau... alte. Eram pe post de maestru la o fabrică și obligația era. Cum obligația, domn? Păi era macaragioaică, era secretară, trebuia să... Era macaragioaică? Da, care erau macaragioaici, care erau secretare, trebuia să cedeze, că altfel le schimbam. Și măcar arătau bine? Sau nu vă interesa neapărat? Nu, dacă era ceva mai rău ca nevastă mea, nu. De ce la noastră nu se înșeală în comună, de exemplu? Ce aveți noastră special? Oameni civilizați, oameni. Da, oameni. Da, să înțeleg în familie toți. Și întorcându-ne la femei, ele de ce înșeală? Tot așa din neglijența bărbatului sau ele de ce motiv au? Păi asta e câte unii. Și bă, ce să țină numai de băutură. Și femeile de ce înșeală? E tocmai de asta. A, și femeile la fel. Trăiește bine acasă, îl vede mai, un pic mai, cum să zic, mai bun, mai indulgent pe soț și zice, ia să vă să... De ce credeți că bărbații se înșeală nevestele? Că de aici pleacă foarte multe conflicte. Nu, eu nu sunt de aici, eu nu sunt de aici, eu nu sunt de aici.